Bună ziua, bun găsit între prieteni! Invitatul nostru de astăzi este pasionat de muzică, având la activ numeroase premii naționale și internaționale. Am putea vorbi ore în șir despre premiile pe care le-a câștigat la concursurile și festivalurile de muzică, dar și despre colaborările cu artiști cunoscuți ai scenei și muzicii românești, ca să nu mai amintim, despre cărțile scrise până la vârsta de 23 de ani. Îi spunem bun venit lui Doru Ciutacu. Bine te-a găsit, Doru! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit, Dana! Și mulțumesc pentru invitație! Mă bucur tare mult că te afli astăzi aici, și pentru eu. Că îmi place că ești așa un promotor, să zic, al acestei frumoase arte, muzica. O faci cu pasiune, o faci cu dăruire și, ca să nu mai zic așa, că ești foarte, foarte talentat. Adică mulțumesc, până la 23 de ani să obții atâtea lucruri, nu e puțin lucru. Într-adevăr, la mine muzica a fost încă de când eram foarte mic o pasiune. Muzica, literatura, tot ce ține de domeniul ăsta al artei. Păi și de unde ai moștenit, ca să spun așa, talentul acesta? Păi hai să-ți povestesc cum a fost. Când eram încă mititel, toți din jurul meu au observat înclinarea asta mea spre muzică. Eu mereu când mergeam cu părinții într-un magazin, într-un mall și era muzică, începeam să cânt, să dansez în ritmul muzicii și atunci toți din jurul meu le-au sugerat părinților să mă dea undeva să urmez muzică și așa am început cu Palatul Copiilor și de acolo au început tot felul de proiecte, cu televiziunea, am avut șansa să cunosc oameni de seamă din domeniul artei care m-au încurajat să merg pe acest drum. Dar uite, cum te-a format pe tine, ca să spun așa, să crești într-un asemenea mediu, ducându-te de mic, da, și obișnuit fiind cu scena, cu reflectoarele, cu emoțiile dinaintea concursurilor. Cum te-a format în toți acești ani? Într-adevăr, pot să spun că a fost o școală. Așa cum ceilalți copii poate se jucau, știi, cu mingea în fața blocului, da. Pentru mine televiziunea, concursurile au fost o școală din care eu am învățat, fiind în acest mediu cu alți copii, din colegi de generație care aveau același vis și aceleași pasiuni. Pentru mine a fost o școală, am învățat. Nu ești doar bun cu vocea, ca să zic așa, dar ești bun și la partea instrumentală, pentru că știi să cânti la pian. Ai cochetat și cu tobele, așa e? Așa e, da. În clasa 8 am făcut doar un an, deși mi-ar fi plăcut să mai continui. Păi poți să reiei, cine știe. Absolut, de timpul pierdut. Exact, pentru că nu e suficient să știi numai să cânti cu vocea, trebuie să știi și un instrument. În cazul meu, pianul, chitara și puțin am cochetat și cu tobele. Și tobele, da. Da. Povestește-mi despre trupa ta, pentru că ai un proiect foarte frumos, trupa Nord. Așa e, am un proiect de care sunt foarte mândru și pe această cale vreau să-i salut și pe colegii mei din trupă și pe fanii noștri. Uh-huh. Cum am început noi cu trupa Nord? Practic, eu am început ulterior pandemiei, în care știm cu toții, am fost închiși, am început împreună cu colegul și prietenul meu, Cătălin Techiu, un proiect care se numea DC Acoustic, uh-huh. În care eu eram vocea, el cu chitara și am început să cântăm. Ulterior, Ionuț Drăghici, basistul trupei Nord, și Florin Egoiță, chitaristul, uh-huh. S-au alăturat și așa am format trupa Nord, care este un proiect foarte drag sufletului meu. E proiectul de piese proprii. Cu băieții ăștia am lansat anul ăsta primul nostru album, care se numește Infabula. Și după aceea noi am mai format un proiect muzical care se numește Liber Sâmbătă, cu toboșarul nostru Mario Apostol. Iar ultimul nostru concert a fost chiar acum luni, pe 15, la Brăila, la Zilele Orașului, unde am avut un public absolut genial și m-am simțit extraordinar. Ce frumos! Păi hai să ascultăm așa, vreau să ascultăm o piesă de pe noul vostru album, Călător, da? Vreau să aud așa cum se simte, da? Trupa Nord aici între prieteni și apoi revenim la discuție să ne mai povestești. Hai să-l auzim pe Doru și trupa Nord! Thank you.
către apus și nu știu cine sunt. Viața iar mi-a zis să caut într-un vis. Lumea s-a schimbat de când eram copii și vreau să o văd acum din nou, măcar pentru o zi. Sunt ca un trubadur pe scena vieții. Drumul e deschis în fața mea. Stelele-mi zâmbesc și-aș vrea să cred că viitorul e în palma mea fără regrete. Vreau să mă regăsesc, mă-ntorc și apoi zbor. E viața unui trist actor. Dar acum mă grăbesc într-o lume de povești. Nu ai cum să mă găsești. Stelele-mi zâmbesc și-aș vrea să cred că viitorul e în palma mea fără regrete. Vreau să mă regăsesc, mă-ntorc și apoi zbor. E viața unui trist actor. Dar acum mă grăbesc într-o lume de povești. Nu ai cum să mă găsești. Sunt ca un trubadur pe scena vieții. Drumul e deschis în fața mea. Stelele-mi zâmbesc și-aș vrea să cred că viitorul e în palma mea fără regrete. Foarte frumoasă piesa. Trupa Nord, Călătorul, este o piesă de pe albumul vostru de debut și eu sunt curioasă așa să-i aflu povestea și vreau să știu ce te inspiră atunci când am înțeles că scrii propriile tale piese și apoi să mai vorbim așa despre influențe muzicale, despre ce îți mai place să asculți. Hai să vedem! Sigur. Într-adevăr, tocmai am ascultat melodia Călătorul de pe noul nostru album. Cum a apărut această piesă? Practic, ea este prima piesă la care pot să spun că am contribuit toți în aceeași măsură. Ea s-a născut ca urmare a unei excursii, călătorii pe care noi am făcut-o. Am fost toți la mare și evident că ne-am luat și chitara cu noi, că altfel nu se poate altfel. Exact. Și cântând diferite piese, am venit cu această armonie, cu versuri și așa s-a născut melodia noastră Călătorul. Mm-hmm. Pentru că oricum toți suntem călători, nu-i așa? Un road trip așa, nu? Cu, exact, cu prieteni. Ai văzut și în clip că încep eu cu Diamantanul la jos și încep să cânt. Am văzut, dar celelalte piese cum sunt de pe album? Noi ne-am gândit la acest album ca un album concept. De ce? Pentru că am spus că este povestea lui Nord. Nord fiind trupa noastră, dar și un personaj, practic un alter ego al fiecăruia dintre noi. Pentru că albumul nostru spune povestea în care toți ne regăsim. Este vorba despre tânărul care pornește în viață, cunoaște prima iubire, iubește,
apoi intervine prima dezamăgire, știi? Și este ultima piesă ca o renaștere. Și o maturizare ca un nou... totodată. Exact, o maturizare și etape. Ca un nou început. Via the end, sfârșitul, care e de fapt doar un nou început. Ce frumos! Da, este într-adevăr, se vede că este un album lucrat la modul în care ni-l prezinți. Ai pus acolo mult, ați pus mult Am suflet. Pus tot mult suflet și vreau să spun că albumul și tot ce am realizat este făcut de noi în totalitate. Înregistrat totul. Înregistrat. Eu cap-coad. Muzica, versuri, tot. Exact. Ce frumos. Îți dai seama că ne-ai făcut curioși și vrem să vedem și următorul tău album. Ai început să lucrezi ceva? Sigur, noi avem deja câteva piese, dar nu o să-ți spun mai multe, dar avem deja mai deci multe. Sunt acolo, sunt exact, pregătite, exact. Da? Sunt acolo, la sertar. Și mai ai tu ceva la sertar acolo? Ziceam noi, vorbeam despre niște cărți pe care le-ai scris, 4 la număr, da, până la 23 de ani, dar mai sunt unele în sertar care așteaptă să fie tipărite. Măi, când am publicat eram foarte mititel, cred că ultima carte am publicat-o pe la 10-11 ani. Am avut șansa atunci să am un profesor de literatură care m-a încurajat să merg pe drumul ăsta și atunci am publicat, am și participat la câteva concursuri la care am obținut niște premii și da, am publicat până acum 4 cărți. Clar că eu nu m-am oprit să scriu și citesc, e o pasiune foarte mare a mea, dar au fost două experiențe care m-au dezamăgit puțin. De ce? Pentru că eu obișnuiam să îmi scriu totul pe laptop și am pierdut. Nu cred. Am pierdut nu tot ți-ai ce... făcut backup dorul. Nu, n-am avut backup. Așa. Și de atunci am început să scriu mai mult, știi, cu creionul, cu classic, pixul. Așa, exact. Da? Și am teancuri multe. Ai manuscrisul acolo, da? Da, că despre cărțile pe care deja le-am publicat, da. Prima carte este o poveste de Crăciun, se numește Cadou de Crăciun. Ea a venit și cu un CD, cu povestea înregistrată cu vocea mea, da. De atunci. După aceea am publicat un mini-roman, Podul, Jocul și Credința. E vorba despre o poveste a unor copii care tot așa se maturizează prin diferite experiențe. Apoi primul meu volum de poezii, pe care l-am intitulat Zâmbete concave. Și ultima carte, Simbolide, semințe și lacrimi printre ferestre deschise. I-am dat eu așa un titlu mai... Deci ești romantic, da, ești sensibil, da? Da, te-am ghicit, da? Da. Povestește-mi, apropo de influențele muzicale, dacă sunt trupe, dacă sunt artiști care te-au marcat din tot ce ai ascultat, sau poate există vreun album acolo la care ții foarte mult și care ți-a schimbat așa viața? Absolut, ai văzut că noi, stilul nostru e un pop rock da. Cu diferite influențe, uh-huh. pentru că eu am studiat și canto clasic și cu influențe din muzica jazz și pe lângă asta am vrut să compunem o muzică cu mesaj, uh-huh. adică pe lângă melodia efectivă, mesajul din spatele pieselor să fie, să vorbească despre noi și despre experiențele în care fiecare din ascultătorii noștri se pot regăsi. Spune-mi, te rog frumos, cum a fost experiența ta de la unul dintre cele mai mari concursuri de talente, pentru că ai fost acolo și ai cucerit inimii. Da, așa e. A fost o experiență extraordinară. Am cunoscut oameni foarte faini, oameni care sunt pasionați de același lucru ca și mine. Cântam atunci, eu am fost atunci, nu știu dacă am voie să spun, am fost în echipa lui Smiley. Da, da. Și da, a fost super. Uh-huh. A fost o experiență foarte, foarte Și cum faină. Ți-a schimbat asta, uite, de exemplu, perspectiva, să zicem, sau, nu știu, poate ți-a oferit niște oportunități. Da, m-a făcut mai cunoscut, pot să spun. Că eu sunt obișnuit, încă de când eram mic și apăream la televiziune, în concursuri, să fiu recunoscut pe stradă, să mă Acum oprească și mai fi, oamenii să dau autografe.
Da, e frumos, câteodată știi că îți dorești să câteodată fii copleșitor, vrei și tu să, nu? Să stai liniștit, nu să vină toată lumea la tine, nu să facă poze. Da, întotdeauna cu drag, eu mă bucur să, ei, să mă întâlnesc cu oamenii, să împărtășesc sentimente, muzică, e frumos. Doru, hai să mai ascultăm o piesă de pe albumul vostru de debut, Lumea ta, și să ne povestești mai departe, da, despre ce este vorba, ce povesti se ascunde acolo, spatele verzi. Lumea ta, trupa nor. Toate-s la fel, lacrimi desenate, și n-o să le mângâi și aș vrea să le dau o parte din inima mea. Strigă după ajutor, poate îi salvează primul creator. Se agață de călători, dar sunt la fel niște muritori. Care-i lumea ta? De că am pierdut în ea? Deschide-ți inima, căci toate într-o zi vor fi din nou pe strada ta. Care-i lumea ta? De că am pierdut în ea? Deschide-ți inima, căci toate într-o zi vor fi din nou pe strada ta. Astea-s cu folos, după furtuna asta ce soare frumos. O lume fără de hotar se pregătește pentru primul carnaval. Și dacă ne ascultă cineva, suntem aici, fă-ți un ghid din vocea mea. Cum e să fii mic într-o lume mare, omul a crescut, acum vrea să zboare. Care-i lumea ta? De că am pierdut în ea? Deschide-ți inima, căci toate într-o zi vor fi din nou pe strada ta. Care-i lumea ta? De că am pierdut în ea? Deschide-ți inima, căci toate într-o zi vor fi din nou pe strada ta. Care-i lumea ta? De că am pierdut în ea? Deschide-ți inima, căci toate într-o zi vor fi din nou pe strada ta. Căci toate într-o zi vor fi din nou pe strada ta. Nici nu știu să spun așa care piesă îmi place cel mai mult, Călător sau Lumea ta. Parcă acum trebuie în starea... Trebuie să le-ați spus pe toate. Da, dar între acestea două, acum în starea aceasta, de acum, vibrez mai mult cu Lumea ta. Ok, ok. Mm-hmm. Tu-ți povestesc și care... Chiar sunt curioasă, dar vreau să știu. Normal. Noi am lansat piesa asta pe 1 ianuarie, imediat după pandemie. De ce? Pentru că noi ne-am aflat într-o perioadă în care eram destul de debusolați, știi? Nu mai știam exact care e lumea în care trăim. Și de asta piesa asta a vrut să fie ca un nou început, știi? Să fie o speranță pentru un început mai bun. Că putem face lucruri frumoase chiar atunci când circumstanțele nu sunt tocmai favorabile, contează ce facem noi cu ce avem. Știi? Așa este. Zim dacă putem să ascultăm aceste piese și pe YouTube, dacă vă găsim acolo pe rețele de socializare. Sigur, sigur. Albumul este pe Spotify, pe YouTube, pe toate platformele.
Și puteți să dați acolo și pe Facebook, pe Insta. Like, subscribe, follow, exact, la proiectele noastre, la Nord, trupa Nord, Liber Sâmbătă și Doru Ciutacu. Așa, este. Mai cânti pe undeva, mai cântați pe undeva acum în perioada următoare? Măi, în septembrie o să mai avem un concert. Dar dacă ascultătorii tăi o să intre pe paginile noastre, o să vadă exact acolo. O să vadă acolo lista, da? O să vadă lista cu următoarele concerte, unde ne putem întâlni. Doru, eu zic că gata, m-ai câștigat de fan, o să intru și eu pe rețele să vă dau like și o să vă urmăresc în continuare și o să vă ascult piesele. Sunt foarte frumoase și felicitări pentru toată munca. Și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Poate data viitoare vin și cu băieții. Păi să vii, băieții, nu se poate. Îi salut și eu pe băieți. Și vă aștept aici între prieteni. Ați văzut ce frumos a fost. Haideți, mai stăm la o șesă, mai povestim, mai aflăm lucruri. Doru, îți mulțumesc tare mult. Ne revedem cu bine. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamne ajută. Mulțumesc. Iar acum, dragii mei, vă fac așa chef de călătorit. Mergem pe urmele celor de la Fabrica de Amintiri. Simina și Damian au fost în Capadocia și ne arată și nouă minunățile de acolo. Dragilor, și bine v-am găsit în orașul subteran Caimacli. Suntem undeva la 20 de minute de Capadocia. De goreme, că suntem în regiunea Capadocia. Așa. Afară bate un vânt de nu poți să respiri, te ia pe sus. Adică, hai să coborâm, nu pot să vă explic cât de tare bate vântul. Și am încercat să găsim o activitate. Subteran, unde nu bate vânt. În interior. Și am găsit orașul ăsta subteran. Arată foarte, foarte mișto. Și o să vă povestim despre el pe parcurs. Wow. Cred că ne rătăcim pe aici. Nu, sunt niște săgeți pe care trebuie să le urmăm. Ia uitați-vă. Noi cele albastre te scot afară. Da? Ah, da. Cu roșu intrăm. Da. Înseamnă. Ok. Practic aici trăia un popor întreg. O comunitate, da. Un oraș întreg. Vom găsi aici camere, dormitoare, sufragerii, camere de depozitare, bucătării. Practic tot ceea ce trebuie să locuiești. Să supraviețuiești, da. Ăsta e semnul pe care trebuie să-l urmăm. Da, ia să vedem. Aici sunt niște geamuri către nivelurile inferioare. O să filmăm când plecăm, să vedeți ce furtună de nisipi afară. Wow, deci nu poți să respiri. Da, acum, na, vă dați seama că toată lumea a încercat să găsească o soluție de a evita praful de afară. Față de peretele acesta, pentru că lumea l-a fotografiat. Este... Uite, este un semn, da. Exclamări acolo. Un semn, da. Este... vezi? O cruce. E ceva. Da, e ceva. Cred că ne trebuia un ghid, totuși. Dacă ne rătăcim pe aici, înseamnă că nu s-a putea să vedeți vlogul ăsta. Dar dacă vedeți vlogul, să știți că am scos capul Wow, dar cât de mult e săpat în stâncă. Hopa. Spectaculos. Ce micuțe sunt încăperile astea. Cred că oamenii ăștia, mă gândesc că erau și mici de statură așa. Adică, nu cred că aveau 1,80 m. Eu merg pe vine, nu știu dacă se vede.
Mersul piticului. Să putem trece prin tunelurile astea. Mergem așa, titil, titil. Nu știu turcii cum sunt, dar pentru români, locul ăsta unde ne aflăm acum, cred că e la cel mai important în tot orașul. Ia uitați-vă. Hai să făcea vinul. Îl puneau aici, în asta, și îl storceau cu picioarele și se scurgea prin găurica aia pe acolo. Probabil că aveau așa o chestie acolo, unde, un rezervor. Simina? Eu aș fi fost foarte fericită în acest aici, cred că era sufrageria, un dormitor, două dormitoare, trei dormitoare. Aici era pentru ăla, ăl mai mic. Și aici încă un copil. Deci cred că ăsta era bogat, era o vilă asta aici, cred că, cu atâtea dormitoare. Wow. Aici cred că este un dormitor. Sunt multe locuri așa. Nu cred că e o vilă asta, cred că am arătat și dincolo. Și sunt mai multe locuri, mai multe dormitoare, cred. Locul copilului, locul tatălui, locul mamei, polițe frumos, pui o floare, o lumânare. Ah, deci mami nu dormea cu tati în același loc, să înțeleg. Ne-am blocat aici? Da, chiar, oamenii ăștia aveau și un sistem de ventilare rudimentar, cumva gândit, dar aveau un sistem de ventilare aici. Da, da, trebuia să intre aer în tunelul ăsta. Ia să vedem. Ia uitați-vă cât de mult e. În jos, încolo. Și în sus. Wow. Da, deci e inclusiv tunel de ventilare. Aici parcă merg un pic mai ridicat, parcă. A tot cocoșat. O să fac febră musculară. Ola, da. Deci pe ce a fost să urci? Da, sunt foarte multe. Dar mi-ar fi frică, sincer, să urc acolo. Nu se vizitează toată, toată partea asta. Dar oricum, e un șvaiț aici, e un labirint. Ideea este că oamenii s-au adaptat și au săpat casa, practic orașul, e un întreg oraș aici. Auzeam la un ghid că spunea că atunci când făceau focul, e un sistem de ventilație construit de ei și urcă tot, toată căldura urca și trecea într-un cuptor undeva sus și abia după aia ieșea fumul afară. Interesant. Da. Pentru vremurile alea, așa, construcție, adică ingenioasă, s-au gândit și la vârf de ventilare și la tot. Interesant. Da. Păi noi, practic, acum luăm de bun toate lucrurile de care beneficiem în ziua de azi, dar toată ingineria lor, practic, e de sute de ani vechime și trebuie să le mulțumim lor, pentru că noi acum avem parte de curent și nu trebuie să mai facem focul da, de cred gaz. Că aveau și ei atunci, cred că aveau panouri solare ceva ei pe vremea aia. Da, da, da. Aici cred că era Banca Națională, pentru că ia uitați-vă, ușă, și asta era ușa, cred că era Banca Națională aici, țineau aurul ceva. Și vă dați seama ca să ridice bolovanul ăsta de câți oameni și de ce forță trebuiau să aibă oamenii ăștia. Edita mai furtuna de nefic. Bafura rezistă. Nu știm cât de bine blochează vântul microfonul și dacă ne auziți, dar bate vântul, e bufă. 37 de kilometri la oră. Și la rafale ajunge la 80, e fu. Ia uitați, nu se vede nimic. Și fiind o zonă mai deșertică așa, este foarte, foarte mult nisip. Avem numai pământ în gură, că înțelim numai nisip. Da. Ideea este că toate activitățile, marea majoritate, 90% dintre activitățile de aici, din Capadocia, erau afară. Sunt afară, da, și așa că nu știu ce o să mai putem face azi, da, ne mai gândim și vă spune. Nu se vede nimic în depărtare, doar un nor de praf de jur împrejur. Exact, da.
O să filmăm și după drum, să vedeți. E foa. Mașina e. Am înghițit la praf și practic nu pot să respir. Deci se ridică praful și e atât de fin și ți intră în nas, nu pot să respir. Să ne tirat măștile. Da, acum porți măștile, vrei, nu vrei. Acum vrem, nu că nu vrem. Acum vrem da. Să putem. Mergem la mașină și mai povestim. Stați așa să mă aranjez un pic, pentru că suntem în Love Valley, în Valea Dragostei, cunoscută drept și Valea Falusurilor, ați văzut de ce? Afară bate vântul 80 de km la oră, între 80 și 110 km la oră la rafală. Te ia pe sus, pur și simplu, nu poți să faci nimic, nu se vede nimic. Se mișcă mașina, nu știu dacă se observă. Oh my god! Se mișcă mașina. Yo. Asta sigur o vedeți, n-aveți cum să nu. Vedeți ceva afară? Da, din păcate astăzi toată ziua așa va fi și nu vom putea face foarte multe lucruri în afară. Mergem și noi așa pe locuri, tragem 2-3 cadre să vedem exact despre ce este vorba, pentru că ar fi păcat să ajungem până aici să nu le vizităm. Și nu știu cum va decurge vlogul acesta, e foarte interesant de văzut. Da. Mergem la următoarea vale cu speranța că e puțin mai adăpost și putem să vă arătăm ceva. Da. Yay! Am mai găsit o vale de vizitat. Bate vântul cel puțin la fel de tare, dar este mai puțin nisip. Ceea ce înseamnă că o să putem și să și vedem ceva. Sau orice. Ne băgăm într-o peșteră de acolo și stăm acolo până mâine dimineață. Da. Aici practic este un muzeu în aer liber. Am lăsat mașina în parcare, este 15 lei returcești de mașină, dar nu ne-a luat la parte bani acum. Damian a zis că e din cauza că bate vântul și pe vreme rea nu ne iau bani. La valea cu falusuri ai scris cât era? Nu am scris, dar pot să vă spun acum, am plătit 10 lei returcești. Accesul sus acolo. Da, din păcate n-am putut să ne bucurăm prea mult de cele 10 lire, adică 3 lei pe care i-am plătit, dar... Poate va fi mai frumos aici. Poate nu bate vântul între stâncile astea atât de mult. Pe aici oamenii cultivă pământul, au început să au întins furtunea astea care le vedeți voi sunt de apă și își cultivă pământul. Și am văzut că mai sunt chiar sunt. Pe aici undeva chiar locuiește cineva. Și niște cai acolo. Da. Livade. Super interesant cum și-au scobit casele în stâncă și unii dintre ei chiar mai locuiesc aici, în stâncile astea scobite. Când bate vântul rău, Capadocia e coșmar, cât de frumoasă e zona asta, atunci când bate vântul e coșmar. Am ieșit să ne luăm un magnet de frigider pentru peretele nostru, pe care îi punem magneți. Simina face shopping. Și venim să luăm ceva de mâncare. Și vedem ce putem să mai facem, că nu prea avem activități pe care le putem face atunci când bate vântul atât de tare. Dar încercăm să găsim ceva. Vedem ce putem să mai facem și ce putem să vă mai arătăm de aici. Ce ești de prăpădiți? Ce vrei? Măi, frumusețe, măi! Не пропадите.
ce vrei, ce vrei, măi, ce vrei. Măi, frumoșilor, măi, ei. Ei, 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 da, da, da. Prințesă turcoaică în momentul de față. O cadână. O cadână? Nu știu cum ar trebui să lansez. Damian încearcă să mimeze, dar nu mă prind. Din buric. Da. Apropo, tată Zărnăi, și locul acesta este special amenajat pentru a face fotografii. Așa că Instagramuri din toată țara, veniți la Capadocia să vă faceți poze aici. Haideți să vă arăt și vouă locul ăsta, cum este în interior. Arată senzațional. La început sunt toate lămpile astea aprinse și colorate. Aici este în aer liber, iar pereții sunt toți acoperiți de tot felul de carpete, care știți că sunt tradiționale de aici, ale locului. Noaptea, când e cerul stelat. Wow, foarte frumos trebuie să fie. Foarte, foarte multe carpete, multe lumini, tot felul de pălărioare, iar de aici aveți o garderobă întreagă din care puteți alege costumația care vă simțiți cel mai bine. Cred că și băieții pot face. Da, sunt și pentru băieți, da. Da. Dar, na, Damian m-a lăsat pe mine să mă simt prințesă astăzi. Am plătit 10 lire sau 10 euro sau 150 de lire turcești discounted. Adică vreo 50 de lei, să zicem așa. Aproximativ 50 pentru de lei. 30 de pentru 30 de minute de savurat locul acesta, care arată extraordinar și nici nu știam, pur și simplu am dat întâmplător peste el. Veniți și voi să vă faceți poze aici. Foarte, foarte mișto, vă recomandăm locul. Ne scrie și vă arătăm noi exact adresa unde anume în Goreme găsiți locul ăsta. Da, pentru că nu știm cum se numește, dar o să aflăm. Da, e postăduță aici, dar o să vă facem noi o hartă, să zicem, ca să ajungeți aici. Lăsați-ne în comentarii ce părere aveți despre acest loc și dacă ați plătit 10 euro, 50 de lei pentru o jumătate de oră de a vă bucura de locul acesta doar pentru voi. Că vreți poze, că vreți fotografii, că vreți pur și simplu să admirați fiecare poze și fotografii. Poze sau filmări. Sunt foarte emoționată. Este foarte drăguț locul ăsta. Și sper că și pozele noastre au ieșit drăguțe. Le-am postat deja pe Instagram, așa că intrați pe contul nostru de Instagram, Fabrica de Amintire _ Insta, să vedeți acolo pozele și reels-urile pe care le-a făcut Simina aici. Eu știu așa că seara, când te pregătești de culcare și când te duci acolo în pat, te duci cu un singur gând. Dom'le, eu vreau să mă odihnesc și vreau să dorm bine și vreau să mă trezesc, uite așa, într-o stare nemaipomenită ca să pot face lucruri a doua zi. Doar că de multe ori se întâmplă să dormim prost și uite, te trezești a doua zi dimineață cu tot felul de dureri, de temiri, ce ți s-a întâmplat. Eu vreau să știu așa, cum facem să dormim bine ca să avem parte de un somn odihnitor și să nu mai apară toate aceste dureri? Este o temă foarte bună de discuție pe care eu propun invitatului nostru astăzi, Marius Viorel Dincă, terapeut postural. Bine te-am găsit, Marius! Bine te-am găsit și eu, mulțumesc că m-ai invitat! Uite, Marius, vreau să povestim pentru că sunt sigură că toți am trecut prin așa ceva la un moment dat. Nu știu dacă și tu, și, și tu. Așa, asta înseamnă că mi se, știi tu, validează teoria. Vreau să știu așa, ce se întâmplă noaptea, în timpul somnului, de ne trezim a doua zi dimineață cu tot felul de dureri. Ba la cervicală, ba la lombară, ba pe la vreun omoplat. Așa este. Sunt mai multe, sunt doi factori care ne influențează trezitul de dimineață sănătoși. Așa. Unul dintre factori este cel modul în care dormim. Și aici putem dormi în trei poziții, sunt trei poziții ideale. Pe spate, pe o parte sau pe burtă. Dar fiecare poziție este specifică pentru fiecare om în parte, în funcție de curbura coloanei, în funcție de problemele care le are omul. Cervicale, lombare,
stomacal și așa mai departe, trebuie să doarmă într-un mod anume, într-un mod în care mușchii lui să fie complet relaxați. Uh-huh. E vorba de, în primul rând, de obișnuință, de cum am văzut la părinți. Copilul de mic doarme într-un fel. Și când ajungem maturi, mai influențează foarte mult ziua care am avut-o. Apropo de sunt perfect sănătos, să vorbim de oamenii perfect sănătoși, da, care nu au nicio problemă la coloană, nimic. Da. Și dorm și se trezesc într-o dimineață cu gâtul înțepenit. Exact. Parcă e gâtul de lup. Exact, dar nu te mai poți întoarce. Da. Și nu mai poți întoarce capul. Într-o parte îl întorci bine, într-o în parte cealaltă nu mai poți. Mai puțin. Atunci întrebarea e ce am făcut aseară. Da. Pleacă omul de la Marius, m-a fi tras curent, dar nu m-a tras niciun curent, că nu am avut aer condiționat deschis. Asta avea să te întreb, dacă l-a tras curent. Ușile... N-am avut ușile deschise, ce mi s-a întâmplat? Da. Și atunci, uneori se întâmplă să dormim într-o poziție în care n-am mai fost obișnuit să dormim. Și atunci au anumite grupe musculare rămân tensionate. Alteori se întâmplă ca ziua să fi stat prea mult la calculator sau cu capul într-o singură parte și noi când ne-am pus să dormim, ne-am pus în partea cealaltă să dormim. Și atunci musculatura încordată din timpul zilei, ne-am trezit cu ea la fel de încordată și poate mai încordată dimineața. Sau mă pot culca cu un gând negativ, cu un gând de teamă pentru ziua ce va urma sau cu o emoție, fie ea fericită sau mai puțin fericită, de o emoție de mă strânge. Și atunci în loc să mă duc la culcare complet relaxat, mă duc încordat. Iar se mai și întâmplă adorm ceva. Adorm încordat și atunci la fel mă pot trezi, sănătos fiind, cu o tensiune într-un mușchi oarecare. Uh-huh. Ori din zona cervicală, ori din zona lombară. Sau mai contează, cred că, și dacă dorm foarte mult timp într-o anumită poziție. Știi că se mai întâmplă. Poate ești foarte obosit și știi cum, cazi direct. Se poate întâmpla, dar dacă am mușchii complet relaxați în timpul zilei, nu mi se întâmplă nimic. Uh-huh. Dacă dorm într-o anumită poziție și când dorm, așa mă trezesc. Mai contează tipul saltelei pe care dormim sau pernele? Contează foarte mult și tipul și salteaua pe care dorm și pernă. Am constatat de-a lungul anilor că am avut pacienți care și-au închiriat o casă. Și dormeau pe salteaua pe care dormiseră alții zeci de ani, că nu era schimbată. Și atunci salteaua era așa, cu valuri. Avea deja curbură, da? Da? Și ce mari, mă doare spatele, veneau la terapie, se simțeau bine, a doua zi iar aveau dureri. Dar îi întrebam, dar când pleci în vacanță, te mai doare? Nu. Dacă te duci acasă, te mai doare spatele? Ce? Nu. Doar când mă întorc în București, mă doare spatele. E ceva cu oraș. Să mă leg. Nu. Așa, punând întrebări, mi-am seama că era problema de saltea. Alteori este problema de pernă, că nu mi-adaptez perna la cum dorm eu. Ideal ar fi dacă dorm pe o parte, să am o pernă suficient de înaltă, astfel încât să câștig spațiu dintre umăr și ureche. Dacă perna este prea mică, e un puiuț mic, spunem noi, o să stau cu capul într-o parte. Și atunci mușchii de pe umărul pe care dorm se vor scurta, o să susținesc circulația pe partea respectivă și în cealaltă parte se vor lungi foarte mult. Uh-huh. Și cumva, care ar fi așa grosimea optimă a pernei? Grosimea optimă pentru mine, dacă dorm pe o parte, mă duc și caut o pernă și dacă o apăs ușor, să nu-mi intre palma mai mare decât această lățime. Decât am lungimea asta de la umăr. Lungimea dintre ureche și umăr. Interesant. Astfel încât coloana să rămână verticală. Vezi de ce e bine să întrebăm un terapeut postural? Pentru că n-am fi știut lucrurile acestea atunci când mergem în magazin și testăm. Că ai văzut că testezi, poți să testezi perne, saltele, dar nu o să stea nimeni acolo într-un magazin o oră, să zicem, cât teoretic ar trebui să stai să vezi și tu cum te simți, astfel încât să poți să faci o alegere corectă. S-a mai constatat la oamenii care lucrează în special pe laptop și pe telefon, ei stau foarte mult cu capul spre în jos. Uh-huh. Aici. Da, da. Și atunci, după 10 ore, 12 ore de stat cu capul în jos, că las laptopul, iau telefonul și tot așa. Sau poate iau bicicleta și tot aici stau. Atunci, musculatura din față, de la gât, mușchii pectorali, drepți, abdominali, toate se scurtează. Și când mă pun să dorm, nu o să dorm perfect drept cu coloana întinsă. O să am tendința să dorm exact cum am stat în timpul zilei, cu capul spre în față. Și te cuibărești acolo, te culcușești, da. Exact, dorm ca în burtica mamei, când doarme cel mic. Și oamenii se trezesc cu dureri de gât de cel mai multe ori în această poziție. Dar uite, sunt poziții indicate, de exemplu, dacă avem diverse afecțiuni sau mai sunt cei care au probleme cu sfărăitul și atunci știi că se foiesc și își găsesc acolo o poziție în somn, astfel încât să nu
fără prea tare, știi? Și ba mai dau dor pe stânga, ba mai dor pe dreapta, ba mai, știi? Ba mai trage soția de nas. Mai trage un pic așa. Bun, cel care sfărăie sau care are probleme cu stomacul, reflux gastroesofagian, ideal ar fi să doarmă ori cu fața în sus, dar pe o pernă specială. Este o pernă înaltă, are undeva la 20-30 de centimetri înălțime și atunci doarme cu trunchiul și capul mai sus decât bazinul. Sau e indicat să doarmă, dacă vorbim doar de sfărăit, pe o parte. Pe o parte sfărăie mult mai puțin decât dacă stă cu capul spre în sus, cu fața în sus. La fel, cei care vor să doarmă cu fața în sus, ideal este să aibă o pernă astfel încât bărbia să nu fie ridicată. Dar nici perna să fie foarte înaltă, pentru că altfel îl obligă să doarmă cu capul mult prea în față. Bun, da, e logic, da. Dacă doarme cu fața în sus, ideal este să aibă o pernă subțire. Acum depinde de coloana toracală. Dacă are cifoză, adică e un pic cocoșat și perna este micuță, va dormi cu capul pe spate. Și atunci are nevoie de o pernă puțin mai înaltă. Și la cei care dorm cu fața în sus, este ideal să aibă și o pernuță sub genunchi. De ce? Pentru că în momentul în care am o pernuță sub genunchi, atunci zona lombară este complet relaxată. Dacă nu am, risc să mă trezesc dimineața cu dureri lombare. Da, uite, pentru cei care au probleme, mai ales aici, în zona lombară sau poate în zona cervicală, au tot felul de dureri, să zicem așa, sau afecțiuni, da? Cum este indicat să doarmă? În ce poziție? Dacă au dureri lombare, dar și cervicale, ideal ar fi să doarmă pe o parte. Pe stânga sau pe dreapta, pe oricare. Dacă doarme pe o parte, ideal la cap este să aibă acea pernă înaltă, iar între picioare o pernă, astfel încât genunchiul de deasupra, am două posibilități, să dor cu genunchii, amândoi genunchi îndoiți sau cu genunchiul cu piciorul de jos complet întins și cu genunchiul de deasupra ușor flectat, îndoit. Și atunci, sub genunchiul de deasupra, trebuie să am o pernă suficient de groasă și de înaltă, astfel încât să nu simt nicio presiune în zona lombară. Altfel, dacă genunchiul coboară, bazinul va fi rotit spre partea respectivă și dimineața mă trezesc cu dureri lombare. Povestește-mi și despre dormitul pe burtă, pentru că de multe ori dacă dormim foarte mult așa, ne trezim că simțim o presiune în zona lombară. De cele mai multe ori. Da. Atunci, dacă simt nevoia să dorm pe burtă, ideal ar fi să am o pernuță mică sub bazin. Având o pernă mică sub bazin, atunci bazinul va fi complet relaxat, discurile lombare nu o să mai fie presate și atunci o să mă trezesc mult mai bine și mult mai fără dureri. Povestește-mi și despre femeile însărcinate, pentru că știi prea bine, cu cât e burtica mai mare, cu atât este din ce în ce mai incomod să te odihnești. Așa este. În prima parte a sarcinii pot să doarmă oricum, în primele 2-3 luni, chiar depinde de burtică, apoi ideal ar fi să doarmă pe o parte. Aproape în luna 7-a, a 8-a, încep să apară durerile de spate și atunci ideal ar fi să doarmă pe partea dreaptă, pentru că avem vena cavă inferioară și burtica și așa copilul poate să sugrume și nu mai primește suficient și poate avea probleme și la stomac și cu amețeală. Da. Și apoi în partea ultima parte a sarcinii, ideal ar fi să doarmă pe partea stângă. Mai sunt bune acele perne? Sunt foarte bune acele perne. Da, sunt foarte bune acele perne. Cea mai bună pernă am observat că este cea în formă de U, are o pernă, are pernă lungă și în față, dar și în spate. Și atunci este sprijinită, burtica stă bine, inclusiv brațul stă, pentru că în ultima parte a sarcinii femeile au sânii mai grei și atunci devin și dureroși. Cele care sunt chiar mai mari sau au sânii mai mari, le e greu și să respire. Și atunci o astfel de pernă înaltă, unde să-și pună și brațul și piciorul, le va ajuta să doarmă mai bine, să respire mai bine și copilul va dormi mai bine. Nu o să se mai trezească acolo la 3 dimineața în burtică. Spune-mi, apropo de copii, pentru că sunt tot felul de sfaturi. Când este mic, se spune să nu adoarmă sau să doarmă pe o pernă, să-l lasă să doarmă cu căpuțul direct pe saltea. Cât este de bine să facem asta și cum impactează coloana și mai târziu, când introducem perna pentru copil? Acum depinde și de copil și depinde de curburile copilului. Dar dacă copilul doarme pe o parte, atunci pot să-i pun o pernuță mică. Dar și dacă doarme pe spate, este o pernuță sub formă de pană.
Așa. Are 2 cm înălțime. Da, da. Deci nu poate să-i afecteze curburile coloanei copilului. Dacă văd că copilul când este pe spate, în funcție de salteaua pe care i-am achiziționat-o de la magazin și de corpul lui, da, văd că el doarme cu bărbia în sus, atunci este ideal să pun o pernuță mică, un pic, nu? Să-i corectez puțin. Uh-huh. Da. Deci teoretic dacă... căpuțul lui trebuie să fie aliniat. Aliniat. Da. Coloana să fie aliniată, coloana cervicală, gâtul pe românește, da, să fie aliniat cu trunchiul. Uh-huh. Să nu fie într-o parte sau în cealaltă. Iar dacă îl pun să doarmă pe o parte... Pentru că am constatat că, mai ales la copiii care se nasc cu torticolis, da, ideal ar fi să-l pun să mai doarmă și pe partea cealaltă, nu doar pe partea pe care este scurtată, atunci pot să-i pun o pernuță astfel încât să-l ajute. Uh-huh. Să-mi dai așa câteva sfaturi și cu privire la saltea, cum o alegem ca să nu ne dea dureri de coloană, pentru că știi că sunt mai multe grade de fermitate la saltele. Sunt saltele extra ferme, sunt ferme, sunt moi, sunt cu arcuri, sunt cu spumă, cu memorie. Eu am, ce să alegem? Am constatat pe propria piele că este ideal să merg și să o probez eu. Uh-huh. Și să stau pe ea 20 de minute și să văd cum mă simt. Uh-huh. Pentru că altfel o saltea bună pentru fratele meu nu e bună și pentru mine. Uh-huh. Și fermitatea pentru unul nu e bună și pentru altul. Și atunci trebuie să testezi. Mi se întâmplă uneori când plecăm în concediu să dormim pe o saltea și efectiv să te trezi atât de bine. Uh-huh. Și alteori să te duci să dormi pe altă saltea la alt hotel sau nu știu, la cineva, la un prieten în vizită și te trezești amorțit, parcă ești anchilozat. Uh-huh. Da. Și simți. Saltea este foarte importantă pentru că și trebuie achiziționat una bună, nu neapărat foarte scumpă, dar și cea mai ieftină. Pentru că este un accesoriu pe care dorm 7-8 ore și îmi petrec timpul. Și atunci, în funcție de salteaua pe care dorm, mă trezesc viu, energic sau obosit. Și atunci, cum sunt papucii de care am nevoie să nu mă bată, să-mi fie bun, așa am nevoie și de un scaun bun, apropo de, și de saltea. Uh-huh. Am constatat, pentru mine, o saltea bună este una ortopedică, nici super ortopedică, că este prea tare. Uh-huh. Și poate eu nu pot pe una super ortopedică. Am încercat și o saltea cu spumă, da, destul de mare, de 5 cm, că am zis, vorbesc de acum 15 ani, când erau la început, și am crezut că o să dorm ca puiul și m-am trezit o lună de zile cu dureri. Dar eu, alții se trezesc foarte bine, și da, eu și soția. Și atunci am zis, mai bine o dăm. Da, da, da. Deci văzând și încercând, și cam așa. Văzând și încercând. Da, da. Dar ultima oară când mi-am achiziționat o saltea, m-am dus și am dormit eu, am stat eu 20 de minute pe ea, m-am plimbat prin magazin, am pus-o și pe soția, a stat și ea 20 de minute pe saltea. Și pe cea care ne-am simțit amândoi bine, din 3 saltele, pe aceea scumpărată. Și-am meritat o oră și ceva să stau în magazin, dar să simt care salteaua bună. Așa este. Și am de ceva timp și amândoi ne trezim foarte bine și odihniți pe salteaua respectivă. Mulțumim tare mult, Marius, pentru sfaturile tale. Sunt prețioase, să știi, am făcut o listă și le-am băgat aici la mulțumesc cap. Mulțumesc de invitație, să mai mare vii drag. Pe la noi. Mare drag. Și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți mulțumesc mult, Marius. Mulțumesc mult. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim aici între prieteni.